Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrate, bine ați revenit pe canalul meu! După cum puteți vedea, astăzi nu suntem la locul nostru obișnuit, unde avem biblioteca în spate. Suntem, de fapt, și de drept în bucătăria mea. Pentru că vreau să vă prezint o super rețetă de negresă, care are ceva foarte special, bineînțeles, pentru Crăciun. Vom face o negresă normală, pe care o vom decora în așa fel încât să arate ca un brad de Crăciun. Nu ezitați să implicați și copiii în realizarea acestei rețete, pentru că se vor bucura cu siguranță să decoreze totul la final. Este o activitate plăcută de făcut cu întreaga familie, foarte simplă, nu aveți de ce să vă speriați. Vă voi aduce cu mine pe perioada întregului proces. Haideți să vedem cum se face. Vă urez spor la gătit și nu uitați să-mi trimiteți poze dacă o faceți și voi. Mua! Vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 115 grame de unt, 200 de grame de ciocolată neagră, 100 de grame de zahăr alb, 90 de grame de zahăr brun, 70 de grame de făină, 20 de grame de cacao, 3 ouă și o esență de vanilie. Pentru decor vom avea nevoie de bomboane M&M galbene, 100 de grame de ciocolată albă, colorant alimentar verde, acadele de Crăciun, niște sprinkles sau, dacă nu vreți să folosiți ciocolata, puteți să cumpărați direct colorant comestibil. Pentru început, punem untul și ciocolata neagră într-un vas termorezistent pe care să le topim împreună la bain-marie, amestecând continuu. Ciocolata și untul s-au topit, cam așa trebuie să arate. Acum le lăsăm puțin să se răcească și continuăm rețeta. După ce compoziția din ciocolată și unt s-a răcit puțin, vom adăuga zahărul și esența de vanilie și vom amesteca. Dacă nu aveți un mixer din acesta, puteți face totul de mână cu un ter. Apoi vom adăuga ouăle, unul câte unul. Acum vom adăuga făina și pudra de cacao. Compoziția noastră este gata, acum o vom turna într-o tavă unsă cu unt și o vom măga la cuptor. Negresa este gata, am ținut-o la cuptor 30 de minute la 180 de grade, am făcut testul cu scobitoarea și scobitoarea a ieșit curată, acum o vom lăsa să se răcească complet înainte să o tăiem și între timp putem să spălăm vasele. Negresa mea s-a răcit complet, din păcate am avut o mică problemă cu tava în care am copt-o și s-a crăpat puțin, dar nu e nicio problemă, o să încercăm să lucrăm cu ce avem. Am aici și niște bucăți de acadele de Crăciun pe care le-am tăiat pentru a fi trunchiul bradului nostru. Am pus ciocolata albă la topit, am adăugat și niște colorant alimentar verde. Această compoziție o vom pune într-un poș. Dacă nu vreți să faceți acest pas, puteți folosi niște culori din acestea de la Dr. Oetker, pe care trebuie să le lăsați puțin înainte în apă călduță. Dar mie mi se pare că o să iasă mai drăguț cu ciocolata, pentru că are și un gust mai bun. Haideți să începem să decorăm practic brăduții. Pentru început, vom pune cu grijă trunchiul pe mijlocul bradului. După care, vom începe să-l decorăm.
Acum că am terminat cu crema, vom începe să decorăm bradul. Aceasta este partea distractivă pe care o puteți face cu copiii. Sunt sigură că le-ar plăcea să se joace cu toate bombonelele astea colorate. Vom începe prin a pune funda în vârf. Puteți alege orice fel de bombonică sau ștea dacă aveți. Mai departe, vom începe să decorăm cu bombonele colorate în funcție de ce aveți prin casă. Acestea sunt de la Lidl, toate, sunt foarte drăguțe și chiar recomand să vă cumpărați așa ceva în casă, în cazul în care vă place să faceți dulciuri. Așa arată negresa noastră la final. Sper că m-ați urmărit până aici și că o să o încercați și voi. Este foarte ușor de făcut și foarte distractiv, mai ales alături de cei mici. Vă puteți pune creativitatea la contribuție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem și data viitoare. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut. Pupi, pa!